ziua, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. O femeie a fost condamnată la 21 de ani de închisoare pentru că și-ar fi abuzat sexual doi dintre copiii săi, iar pe al treilea l-ar fi traficat în scop de exploatare sexuală, anunță Procuratura Generală. Iar un băiat de 9 ani a murit înnecat în lacul Ghidighici, unde a mers la scăldat cu părinții. Situație critică în Rusia, unde numărul cazurilor și deceselor provocate de COVID crește de la o zi la alta. La Moscova, spitalele sunt arhipline. Începem cu un caz revoltător. O femeie a fost condamnată la 21 de ani de închisoare pentru că și-ar fi abuzat sexual proprii copii. Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmplat anul trecut, în luna iunie. Femeia de 40 de ani era lipsită de drepturile părintești, deoarece nu avea grijă de copii și făcea abuz de alcool, iar cei mici se aflau în grija bunicilor. Aflându-se la domiciliul părinților săi care îngrijeau copiii, inculpatul ar fi abuzat sexual pe doi dintre băieții săi de 5 și respectiv 10 ani. Fiind audiați în condiții speciale, minorii au declarat că aceasta îi trezea noaptea, îi abuza și că situația s-a repetat câteva zile la rând. Procurorii au mai depistat că în 2015 femeia și-a traficat fiica de 9 ani pe care a dus-o în Rusia și ar fi impus-o să întrețină relații sexuale cu un bărbat. Despre coșmarul prin care au trecut, copiii le-au povestit bunăilor care imediat au alertat autoritățile, iar inculpat a fost reținut, apoi plasat în arest. Cei trei minori au primit asistență medicală, socială și psihologică. Femeia nu și-a recunoscut vina, iar sentința poate fi atacată. Liderul Partidului Democrației Acasă, Vasile Costiuc, a fost agresat de pasnicul podului de peste Nistru, care leagă orașele Rezina și Râbnița. Incidentul a avut loc ieri, în timp ce Costiuc era live pe pagina sa de Facebook. Știi ce trebuie să faci, mamă, ia ție? Ce trebuie să faci? Să-mi dai o șigare. Ia și strânge. Repede. Repede să nu mă sfădiesc. Dar nu te sfădi, eu mă duc mai departe, gata. Nu te duci tu nicăieri. De ce? De atât, dacă nu eu nu vrei. Tu ai intrat. Stai, stai, alea! Ce să nu mă târâi eu cu tine, măi, Vasulele, măi? Nu mă târâi! Totul s-ar fi întâmplat după ce Costiuc a încercat să filmeze podul, iar pasnicii i-au interzis și i-au cerut să șteargă imaginile, spunând că acolo nu e permis să filmeze. Vasile Costiuc ne-a spus că astăzi va depune o plângere la poliție. Curtea de apel a respins ieri cererea Partidului Alianța pentru Unirea Românilor, care a cerut modificarea hotărârii CEC privind deschiderea 150 de secții de votare în diasporă. Dorin Chirtoac a declarat după ședință că încheierea va fi atacată la Curtea Supremă de Justiție și a spus că țara noastră și-a trădat diaspora luând aceste decizii. Se resping ca fiind neîntemeiată. Hotărârea poate fi contestată în Curtea Supremă de Justiție în termen de o zi. O să mergem mai departe la Curtea Supremă de Justiție pentru a-i demasca pe toți. Astăzi putem vedea absolut clar cum diaspora a fost trădată. Acestea 11 care s-au obținut în plus de la 139 până la 150 este destul? Dacă s-a decis prin hotărâre judecătorească să fie 190, de ce unii se mulțumesc cu 150? Nu este corect. Asta poate demotiva diaspora în general să participe la vot. O contestație împotriva hotărârii CEC de a deschide 150 de secții în străinătate a fost depusă și de partidul Noua Opțiune Istorică și acest demers a fost respins, iar lidera partidului s-a arătat nemulțumită de decizia instanței. Eu consider atât actele de justiție cât și decizia CEC din 23 iunie sunt rezultatul unor presiuni publice, nu sunt întemeiate pe buchea legii, deoarece CEC-ul urma să respecte termenul de organizarea tehnică. Pe 23 iunie, membrii CEC au decis să deschidă doar 150 de secții de votare în străinătate, în pofida faptului că au fost obligați de Curtea de Apel să amenajeze numai puțin de 190 de birouri electorale. Comisia Electorală Centrală a declarat ulterior că hotărârea a fost luată având la bază devizul de cheltuieli de la Ministerul de Externe, fără a oferi alte explicații.
Cetățenii cu drept de vot care, din motive de sănătate, nu se pot deplasa la birourile electorale, pot solicita urna mobilă. Comisia Electorală Centrală anunță că cererile înscris vor putea fi depuse până pe data de 10 iulie sau în ziua scrutinului până la ora 15, cu prezentarea obligatorie a certificatului medical. Alegătorii care nu pot depune actul singur o pot face prin intermediul unui membru al familiei sau al unui asistent social de la primărie. În contextul pandemiei, în ziua alegerilor, până la ora 15, prin intermediul urnei mobile, vor putea vota și persoanele cu simptome de COVID-19, fără a prezenta o adeverință în acest sens. Alegerile parlamentare vor avea loc pe data de 11 iulie. Prima săptămână de dezbatere electorale la ProTV a trecut cu succes, ne-a spus gazda emisiunii. Împreună cu partenerii din media, Lorena Box a reușit să le aducă cetățenilor răspunsuri la unele întrebări pe care le aveau față de candidați. Totuși, prezentatoarea Te Votez la ProTV susține că cei care se vor deputați pun mai mult accent pe promisiunile electorale și vorbesc mai puțin despre ei. După prima săptămână, cred că deja ne intrăm în ritm. I-am văzut pe toți, aproape pe toți, producându-se, unii mai producându-se mai tare și mai zgomotos, alții mai puțin. Dar cred că săptămânile viitoare deja vom fi mai pregătiți. Și pentru dezbaterile care urmează, Lorena Box a adunat întrebări de la mai multe instituții media. În această situație este mult mai simplu ca să adresăm întrebările pe care oamenii vor să le audă. Este un lucru ca un singur creier să nască niște întrebări și e cu totul altceva când mai multe creiere se adună și nu vorbim aici de pur și simplu ziariști fără experiență, dar vorbim, de exemplu, despre oameni care au experiență în presă, care au, eu știu, profilul potrivit. Prezentatoarea ProTV susține că cei care se vor deputați în viitorul Parlament vin la dezbateri și pun în prim plan promisiunile electorale și nu subiectele care interesează pe cetățeni. Nu despre promisiunile lor, pentru că le tot auzim de ani de zile astfel de promisiuni. Noi vrem să cunoaștem pe cei care vor să ajungă în Parlament, să știm ce profil moral au, ce au făcut până acum și dacă merită ca să ajungă acolo și să ne reprezinte nouă interesele. Dezbaterile de la ProTV au loc de luni până vineri la ora 21. Emisiunea este realizată în colaborare cu Radio Europa Liberă, misiunea de observare a alegerilor Promolex, Newsmaker, dar și anticorupție.md. A demonstrat că informatica nu este disciplina băieților, ci și a fetelor. O adolescentă din capital a obținut medalia de bronz la Olimpiada Europeană de Informatică pentru fete. Olimpiada s-a organizat pentru fete, tocmai din problema că sunt puține fete în IT și cumva balanța, nu este o balanță. Nu este singura medalie pe care o are tânăra în palmares. O cunoașteți mai bine în câteva minute la știri. Un copil de 9 ani s-a înecat aseară în lacul Ghidighici, potrivit salvatorilor. Băiatul a mers la scăldat cu familia, însă în apă a intrat singur. Când au observat că băiatul lipsește, părinții au alertat salvatorii. Copilul a fost găsit la câțiva metri de la mal, fără suflare. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă adulții să fie atenți când merg la scăldat cu minorii și să nu-i lase în apă fără supraveghere. De la începutul anului, 36 de persoane au murit înecate în lacurile din țară. Echipați nerecorespunzător și cu instalații șubrede, așa lucrează majoritatea constructorilor de pe șantierele din capitală. Sute de accidente de muncă se produc anual din această cauză, iar de vină sunt atât angajatorii care nu își asigură lucrătorii cu echipamente de protecție, dar și angajații care sunt neglijenți față de propriile lor vieți. Verificări nu prea se fac, așa cum Inspectoratul Muncii duce lipsă de specialiști și nu are cine merge pentru a controla dacă pe șantiere se lucrează conform normelor de securitate. Pentru
Pentru a verifica cum se respectă măsurile de protecție pe șantierele din capitală, am mers la mai multe blocuri care se află în construcție. Nepăsarea totală și irresponsabilitate este ceea ce am văzut. De exemplu, la acest șantier din sectorul Telecentru, lucrătorii stăteau fără nicio grijă lângă o macara care ridica deasupra capurilor lor sute de kilograme de materiale de construcție. Niciunul nu purta cască de protecție. Băieți, de mergea la mâncare. Eu ușa să îmbrac în fiecare dată sunt variante când spate, când nu spate. Ne-a explicat unul dintre angajații care este împuternicit să-i monitorizeze pe muncitori. Bărbatul ne-a spus că problema este generată de angajați care refuză să folosească echipamentul de protecție pe care îl primesc. Nu știți cum greu de vorbit cu muncitor să îmbracă cască. După ce au fost atenționați, muncitorii și-au pus totuși căștile de protecție. Mergem la o altă construcție din oraș, unde lucrările au fost stopate pentru o perioadă nedeterminată, din motiv că la începutul lunii, 4 persoane au căzut de la al 9-lea etaj, una dintre ele aflându-se și acum în stare gravă la spital. Șeful de șantier ne-a dat asigurări că toți muncitorii sunt asigurați cu echipamente de protecție. Muncitorii care lucrează la înălțime au centuri, sunt cu căști în cap și sunt instruiți. Bărbatul ne-a spus că doar datorită căștilor de protecție niciun angajat care a căzut de la înălțime nu s-a ales cu traumatisme grave. Dacă nu a fost cu casca în cap, puteți să fie lovituri la cap. În orice caz înseamnă că ei au avut șlumuri, au avut căști în cap și de atât au fost protejat zona capului. Bărbatul presupune că lucrătorii au căzut în gol din motiv că schelele nu au fost instalate corespunzător. Să faci o schelă, tot trebuie verificat. Să ții o greutate. Acolo au fost 4 muncitori, plus au fost călderele, care o căldare tot e 30 kg. Cei de la Inspectoratul Muncii ne-au confirmat că, într-adevăr, de multe ori schelele nu sunt instalate conform standardelor. Instituția duce lipsă de angajați, așa că nu prea are cine merge pe la șantiere pentru a efectua verificări. În cazul în care se constată a fi vina angajatorului, deci angajatorul poartă vina despre producerea accidentului în cauză. Sunt cazuri în care și salariații neglijează și nu utilizează echipamentele de protecție care le oferă angajatorii. În timpul interviului la un șantier din apropiere, chiar în spatele inspectorului, câțiva muncitori aruncau de la înălțime materiale de construcție, iar jos colegii lor stăteau fără căști de protecție. În momentul ăsta a căzut o bucată de beton. Da, e cu regret trebuie să constatăm că se neglijează cu toate cerințele pe locuri, cu toate cerințele de normelor de securitate și sănătate în muncă, angajatorii neglijează și avem ceea ce avem, accidentele produse, oameni decedați. Andrei Prisăcare a precizat că în baza imaginilor filmate de echipa ProTV, instituția se va autosiza și va organiza inspecții acolo. Potrivit funcționarului, cele mai multe incidente de acest fel se produc anume pe șantierele de construcție. Conform datelor statistice oferite de Inspectoratul Muncii, numai în primele 6 luni ale acestui an s-au produs 215 accidente de muncă. Asta în timp ce pe durata anului trecut au fost înregistrate circa 150 de căderi de la înălțime și în jur de 160 de accidente în care muncitorii au fost striviți de utilaje sau obiecte grele. În urma acestora, 4 persoane care lucrau în domeniul construcțiilor și-au pierdut viața în 2020. La un an de când a fost aplicat, marcajul de pe strada Pușkin, care delimitează banda pentru transportul public și pentru bicicliști, practic nu se mai vede. Mai mult, deși atunci, autoritățile spuneau că vor crea astfel de benzi și pe alte străzi din centrul capitalei, promisiunea a rămas în aer. Viceprimarul capitalei susține că proiectul este gata și că marcajul și indicatoarele vor apărea în oraș până la sfârșitul lunii iulie. Banda destinată transportului public și bicicliștilor de pe strada Pușkin aproape că nu se mai vede. Marcajul galben este mai mult șters, iar unele indicatoare au fost deteriorate. Mai mult, deși nu au voie să circule cu automobilele pe aici decât dacă virează la dreapta, șoferii deseori încalcă regula.
Acum un an, când a apărut primul marcaj format din două dungi cu inscripția BAS și simbolul bicicletă, autoritățile locale au promis că astfel de benzi vor apărea și pe bulevardul Ștefan cel Mare, Bănulescu Bodoni și pe strada Alexei Mateievici. Acest lucru însă așa și nu s-a întâmplat. Обещания всегда хороши. При наших узких дорогах, конечно, должна быть выделена дорога для общественного транспорта. Я видела в Стамбуле, что мне очень понравилось. Там буквально вот это для бас только ездят автобусы, никакие другие машины есть. Замечательно. Dacă ar fi fost legi normale, ar trebui de mult să fie totul făcut. Când s-are de dezastru mare, de-i... drumurile sunt foarte anevoioase și nimic. Viceprimarul Victor Chironda spune că... Pe parcursul anului trecut au fost elaborate schemele de organizare a circulației rutiere sub coordonarea unui expert contractat cu suportul Green City Lab din Moscova. Eu cred că până la finele lunii deja va începe procedura de aplicare. Deja totul este gata, finanțarea a fost alocată. Așadar, potrivit viceprimarului, marcajul alb și indicatoarele pentru banda destinată circulației transportului public vor apărea pe Bănulescu Bodoni, Alexei Mateievici și pe Grigore Vieru. Celelalte automobile din trafic nu vor avea voie să circule pe acolo, cu excepția virării la dreapta sau în cazul intrării și ieșirii din curte. Se interzice și oprirea, staționarea sau parcarea. Șoferii care nu se vor conforma se vor alege cu o amendă de până la 1500 de lei și 3 puncte de penalizare. Explozie de savoare la Târgul Gusturilor, organizat ieri în Parcul Alunelu din capitală. Oamenii au făcut rând la stendurile cu dulcețuri din ardei iute, cereale bio, produse la noi în țară, dar și la bunătățuri preparate din fructe. Atenția celor veniți la târg a atras-o dulceața din ardei iute, care este o premieră pe piața din Republica Moldova. Este al doilea an de când suntem pe piață, dar am venit cu variație mai mare în acest an. Chiar dacă a fost pandemie, noi am încercat să ne afirmăm pe piață, să dăm consumatorului tot ce dorește. Producătorii spun că dulceața, ușor iute, se potrivește cel mai bine cu carne. Este gustul și dulce și iute în același timp. Pare ciudat, dar se lipește foarte bine cu carne, frigărui în special. Avem și cu cașcaval, în special gusturile cu măr și cu gutui sunt cele mai întrebate, cele mai aromate. Avem și cu usturoi pentru toată lumea. Un produs nou pe piața noastră este și pastila din măr. Asta este pastila noastră. Ea se face pire din fructe și apoi se pune pe tavă și se usucă. E ceva nou, chiar mulți mă întreabă ce este aceasta. Rânduri s-au format și la standul cu cereale naturale pentru micul dejun. Producătorii ne-au spus că astfel de târguri le oferă posibilitatea să interacționeze direct cu consumatorii. Fără coloranți, fără conservanți, naturale, pentru copilași de la 6 luni, avem fără zahăr, pentru toți cei care doresc să mănânce sănătos. Care sunt cele mai solicitate? Cerealele care sunt pe bază de făinuri, de semințe, avem cu semințe de dovleac, semințe de câinip, armurariu, hrișcă. Avem o gamă foarte diversă pentru toate gusturile. Vizitatorii ne-au spus că pofidă de aceste târguri pentru a cumpăra produse ecologice. La târg au participat peste 50 de producători autohtoni. Situație critică în Rusia, unde situația legată de COVID-19 scapă de sub control. La Moscova, de câteva zile, se înregistrează recorduri de cazuri și de decese, iar spitalele și mai ales secțiile de reanimare sunt supra-solicitate. De astăzi, în localuri vor putea intra doar persoanele vaccinate sau care dețin un test negativ, iar autoritățile au introdus restricții noi în toată țara. În ultimile 24 de ore, doar în capitala Rusiei au fost confirmate peste 21.000 de cazuri de îmbolnăvire cu COVID și 114 decese, un antirecord înregistrat deja a patra zi la rând. În policlinici sunt cozi la testare, iar medicii rămân fără teste din cauza numărului mare de persoane cu simptome. De astăzi, accesul în cafenelele și restaurantele din Moscova va fi posibil doar cu prezentarea confirmării vaccinării sau a unui test negativ la coronavirus. A avut un такой вопрос. Если я, допустим, сел на веранду без кода, захотел в туалет, прости. А вы пропустите меня или нет? Нет? Și la Sankt Petersburg a fost înregistrat un număr record de îmbolnăviri și decese din cauza COVID-19. Deși săptămâna trecută în presă au apărut imagini cu spitale supraîncărcate în care pacienții sunt tratați pe holuri la podea. În acest weekend în oraș s-a organizat tradiționalul festival Pânzele Albe, dedicat absolvenților, la care au participat mii de oameni. Puțini dintre aceștia au purtat măști și au respectat distanța fizică. Au
autoritățile ruse au anunțat că vaccinarea a devenit obligatorie în alte 8 regiuni ale țării, pe lângă cele 10 anunțate anterior. Cei angajați în domeniul de prestări servicii pot fi concediați în cazul în care refuză să se imunizeze. Situația din Rusia a devenit critică din cauza variantei indiene Delta, care se răspândește cu viteză în întreaga țară, au anunțat autoritățile ruse. De la începutul pandemiei, peste 5 milioane de ruși s-au îmbolnăvit de coronavirus. Viteza și vuietul de motoare au ajuns pe traseul de la Hâncești. Peste 50 de amatori ai motocrosului s-au întrecut la cea de-a doua etapă a unui turneu organizat de un club sportiv din țară. Spectatorii au urmărit cu sufletul la gură acrobațiile spectaculoase. Echipați corespunzător cu motoarele motocicletelor și ATV-urilor aflate la turații maxime, peste 50 de amatori ai motocrosului au ridicat praful de pe traseul de la Hâncești. Au fost sărituri spectaculoase, iar spectatorii au apreciat show-ul. Noi ne luptăm cu timpul, adică cine aduce cel mai mic timp la o manșă. De aceea aici chestiile de freestyle persist, dar care merge liderul, primul își permite să facă lucrurile astea, dacă are distanță dintre a doilea participant. Așa, mai mult categoria veterani, hobby veterani, deja pentru ei, să-i încântăm să participe ei, să-i motivăm. Chiar și așa, nu toți s-au putut bucura de spiritul competiției. La unele categorii au concurat doar câteva persoane, motivul principal fiind prețul vehiculelor și bugetul pentru întreținerea lor. Sunt pregătit, dar la noi treaba e cam rege în cauza că suntem 6 sportivi la start. Sportul e foarte costisitor, nu tot pot să-și permit așa ceva. E mai greu de condus acest tehnici și de aceea nu toți se hotărăsc. Dacă până la urmă să le aduci la condițiile pentru întreceri, uneori chiar și motocicletele, chiar și ATV-urile trec de 15.000 de euro. Din păcate, pentru victorie eu azi n-am venit, că tehnica nu-mi permite. Cel mai greu e să întreții așa ceva. El consumă tot bugetul din familie. Pe traseul din Hâncești și-au făcut apariția de la mic la mare pe motociclete și ATV-uri. Turneul este compus din 4 etape, 2 dintre ele fiind deja disputate. Urmează alte 2 la Călăraș și Nisporeni. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 0222 13645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!